Bună ziua! Astăzi observatorul PH.ro se află în Mitica Apostol, unde lucrările de asfaltare, după cum vedeți, nu arată ok. În urmă cu câteva luni aici s-a turnat un strat de asfalt, dar la doar câteva luni de la asfaltare, strada se pare că a cedat. Chiar pe mijlocul străzii este un crater imens. Vorbim despre niște lucrări promise de Primăria Ploiești încă din 2014, lucrări care ar fi trebuit să asigure în zonă o infrastructură normală, dar din păcate, după mulți ani în care au existat tot felul de promisiuni, situația, potrivit localnicilor, nu este chiar una fericită. În urmă cu câteva luni aici s-a intervenit, au fost efectuate lucrări de canalizare, ulterior s-au turnat mai multe straturi de pietriș, nisip. Însă, după ce s-a turnat și asfaltul, se pare că totul a cedat. Explicații momentan nu avem cu privire la cauza care a condus la acest dezastru. Însă, după cum vedeți, stratul turnat a cedat. Aici nu este singura stradă unde s-a întâmplat acest lucru. Sunt și alte zone unde lucrările nu au fost efectuate corespunzător. Vorbim de străzi din Mitică Apostol, care au fost incluse într-un program de modernizare. Program de modernizare care a vizat atât lucrări de canalizare, cât și lucrări de asfaltare. O altă stradă din Mitica Apostol, după cum vedeți, au fost asfaltate numai străzile considerate a fi principale, legăturile dintre străzi fiind în continuare cu noroi. O altă stradă, spun localnicii de aici din zonă, strada Delfinului, a fost asfaltată, însă oamenii spun că, deși a fost introdusă canalizarea care momentan nu funcționează, nu au rețea de apă. Deci nu au rețea de apă, nu au rețea de gaze. Iar acum cererile depuse la Primăria Ploiești nu vor fi soluționate pe motiv că deja s-a efectuat asfaltarea. După cum vedeți, și pe această stradă sunt probleme legate de surparea terenului. Tot pe mijlocul străzii terenul s-a surpat, zona este marcată, dar se poate observa cum în apropierea canalizării asfaltul s-a lăsat. Reamintim că aceste lucrări sunt lucrări prevăzute în programul de modernizare al cartierului Mitica Apostol încă din 2014, timp în care oamenii din zonă au așteptat cu mare nădejde această asfaltare, însă, din păcate, la câteva luni, dezamăgirea, spun localnicii, este una profundă.
Vom reveni pe această temă legată de asfaltare și vă vom prezenta și alte situații semnalate de cei care locuiesc în zonă.